Anul ăsta am avut aproape în fiecare lună câte o conferință în care am încercat să arătăm ce este mai bun și mai frumos din sectorul forestier și special să le explicăm oamenilor că activitatea noastră este una foarte, foarte complexă și depunem eforturi foarte mari pentru ca să avem lemn de foc, să avem lemn pentru construcții, să avem lemn pentru mobilă. Îi felicit pe cei de la Cronospan pentru acest showroom. Au venit în mijlocul Bucureștiului să arate cât de frumos este lemnul și au creat și acest loc în care putem și noi să ne desfășurăm activități de promovare a sectorului forestier. În ultimii 3 ani, în luna decembrie, am încercat să încheiem anul cu un film în care să prezentăm oamenii lemnului. Anul trecut l-am dedicat lutierilor din zona Mureșului, oameni extraordinari, oameni apropiați de noi, dar un pic mai retrași, un pic mai rezervați. În schimb, instrumentele muzicale pe care le produc sunt adevărate opere de artă și sunt ceea ce spunem noi, dau viață lemnului și dau viață lemnului prin sunet. Și lemnul românesc, lemnul de foarte înaltă calitate, ajunge prin acele instrumente muzicale nu doar în România, ci în întreg mapa în toată lumea. Ajung acele instrumente muzicale și aia este munca noastră, munca celui care lucrează din pepinieră până la cel care corhănește, care lucrează pe taf, care lucrează în fabrica de cherestea, care face sortare, care lucrează și la somal. Toată lumea lucrează și în final avem acel produs brut. Și anul acesta reușim să avem un film despre oamenii lemnului. Sperăm că vom reuși și la anul. Eu mă bucur că avem această întâlnire. E mai mult o întâlnire, nu-i spunem conferință. Vom prezenta, într-adevăr, o serie de aspecte din activitatea noastră, dar important este să reușim să avem cât mai multe astfel de întâlniri în care să mai discutăm unii cu ceilalți. Mai relaxat, mai liber, în care efectiv să ne spunem problemele, să vedem ce am făcut, să vedem ce avem de făcut. Și dacă tot a fost un an de criză și anul viitor se anunță la fel, a fi un an de criză, eu zic că ceea ce am făcut noi în ultimii ani a fost un lucru bun. Pentru că așa am concluzionat și ședința de aseară, că prin criză treci prin adaptare și prin tehnologie, prin finanțare. Și asta am încercat noi în ultimii ani, să reușim să avem măsuri financiare care să sprijine sectorul forestier și sperăm că aceste măsuri financiare vor începe să se vadă, o parte dintre ele se văd, o parte se vor vedea începând cu anul viitor. Ne-am fi bucurat dacă în PNRR aveam mult mai mulți bani pe utilaje, n-au fost, în schimb vor veni banii din PNS. Deci toate crizele le trecem cu adaptare și cu finanțare și cu investiții. Altfel nu vom reuși să trecem de aceste crize. Într-adevăr, se fac legi, scriem frumos legi, azi avem o lege, mâine avem alta și după aia alta și după aia alta. Dar în definitiv și la urmă urmei, la sfârșitul zilei, munca noastră se transpune în ceea ce vedeți în jurul nostru și în produsele pe care noi le facem și care trebuie să aibă un termen de viață cât mai lung. Noi, într-adevăr, luptăm, ne chinuim, dar până la urmă poate reușim o promovare într-o legislație a Ministerului Dezvoltării ca măcar 10%, nu 20% speranța noastră, dar măcar 10% din construcțiile publice să aibă în componența lor lemn. Și atunci vom reuși să creăm o piață internă a construcțiilor din lemn care ne ajută și pe noi foarte mult. Avem mare nevoie de arhitecți, ca și la medici. Cum medicii prescriu niște medicamente, exact și arhitecții prescriu în construcții lemnul sau nu. De-aia munca noastră este să le arătăm arhitecților și să învățăm să lucreze cu lemnul și să le arătăm frumusețea lemnului. Și ei mai departe le vor prescrie clienților, vreți un living frumos, faceți-l din lemn. Și atunci vom avea cu toții de câștigat.